Spune la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? 100%. Ordinea de zi. Punctul 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizați prin obiectivul de investiții alimentare cu apă potabilă la sarcinilor din Comuna Sândrâni, în vederea prelungirii autorizației de construcție inițiatorul primarul comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizați prin obiectivul de investiții rest executant alimentare cu apă potabilă a satelor din Comuna Sândulei în vederea prelungirii autorizației de construcție în cuștiatul primar comun. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării lucrărilor de pe domeniul public aferente investiții, brașamente la rețeaua de alimentare cu apă potabilă în Comuna Sândulei, inițiator primarul comune. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de deconectare a lucrărilor de ce se realizează către parohia romano-catolică Sfântul Ioan Paul al II-lea, Sândulei, inițiator primarul comune. Punctul 4. Proiect de hotărâre 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Sândureni pentru ședința adunării generale a acționarilor CCA Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.05.2022. Inițiator primarul comunei. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițiarii procedurii de înființare de către Comuna Sândulin a unui societăți comerciale cu răspundere limitată SRD asociat unic Comuna Sândulin, inițiator primar comun. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumulantului lunar al burselor școlare al unității numărului de beneficii pentru elevi din învățământul preuniversitar din sat Comuna Sândulin anul școlar 2021-2022, inițiator primarul comunei. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, inițiator primarul comunei. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale lunare pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării dreptului copilului al unei persoane adulte cu handicap, precum și a contribuțiilor local, costurilor local Sândureni, județul Bacău, în finanțarea serviciilor pentru anul 2022, inițiator primarul comunei. Punctul 10 diverse. Supune la vot în ordinea de zi. Cine este pentru? 100%. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă potabilă a satelor din Comuna Sândulei în vederea prelungirii autorizației de construcție inițiatorul primarul comunei. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Acolo în punct este vorba de prelungirea autorizației de construcție alimentare cu apă. Autorizația de construcție de investiții alimentare cu apă pe timpul pandemiei s-a prelungit automat. Regitorul a precizat 3 luni de zile după încetarea pandemiei aceste autorizații, ea se vor prelungi automat conform unui articol de lege. Pe data de 6 iunie se expiră autorizația de construcție și o prelungim până pe data de 22 decembrie. Este vorba de indicatori actualizați. Vedeți dacă vă uitați bine, la primul punct este indicatori actualizați alimentare cu apă, adică toți indicatori actualizați sunt cei care au fost aprobați pe OG 15, când s-a făcut reactualizarea prețurilor, cu o singură modificare, cu două modificări, la dirigintele de șantier s-a pus încă 13.700 în plus și la proiectat 10.000. Deci diferența dintre devizul, indicatorii indicatorii de economici, care au fost depuși pe OG 15 și acest este de 27.000 de lei.
indicatorii economice actualizați, însemnă valoarea toată investiție. Valoarea toată investiție este 72 de miliarde, 72 de miliarde. În acest deviz nu sunt sumele care au fost cheltuite pe OG8 și pe OG7. Vorbim de investițiile care, despre lucrări care au fost executate de Romgaz. Investițiile executate de Romgaz plus proiectare de 1.300.000 sunt vreo 16 miliarde. Deci, valoarea investiției alimentare toate este 72 plus 16, 82, 88 de miliarde. Deci, pentru a ne duce la Consiliul Județean, trebuie să ne ducem cu un deviz reactualizat pe toți indicatorii tehnico-economici. E un memorul și se precizează, dacă vrei să vă spun, cât mai... Nu, la punctul doresc să vă prezint. Până la vot. Cine este pentru? Ați ținut? 100%. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorul tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții rest de executant alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sândulen, în preverea prelungirii autorizății de construcție inițiator primarul Comenei. În 2009 s-a emis o autorizație de construcție ilegal dată, pentru că nu a fost dată de Consiliul Județean, a fost dată de Primăria Sândulen. ISC-ul, am spus datitorul ISC-ul a venit și ne-a spus intra în legalitate. În 2014, în 2017 s-a obținut altă autorizație de construcție cu alte avize, cu tot proiectul. Proiectul este rest de executat pentru alimentarea cu apă, adică facem abstracție de sumele cheltuite de primul constructor local. Ei, vedeți acum rest de executat, este vorba de indicatorii tehnico-economici, ce bani mai avem din contractul încheiat cu Ministerul. Contractul încheiat cu Ministerul este pe 71.280, nu știu cât. Ei, din acești bani s-au cheltuit către la Ford Service 54.448 și vă 2 miliarde de jumătate cu Romgaz, cu Romgaz aprins în două părți. Asta însemnând, pe un calcul, vedeți dacă verificați devizii generale, restul de executat, sumele din contractul cu statul, este de 16.664.22. Din acești 16 miliarde, pentru prelungirea autorizației de construcție, se va întocmi un memoriu justificativ care va fi depus la Consiliul Județean, privind oportunitatea finalizării acelei investiții pe cheltuielile necesare. Adică, ce facem cu acești bani? Ce facem cu acești bani? Drumul din la grădiniță, ca să nu mai vină apa pe zona aia de sus, de la drumul de acces, să vină apa la vale, se face un drum și se taie drumul județean pentru preluarea apelor de pe versant, de pe drumul de acces de la apă, se face rigorile și puțurile, betonarea puțurilor, jur împrejur. Da? Vom construi încă două puțuri. Mi-a zis și mie proiectantul, a zis, domnule, dacă tot aveți banii necesari, mai faceți încă două puțuri, că nu se știe în de secență. Sunt 7 puțuri și mi-a transmis ca și idei să mai facem încă două puțuri. Mai facem încă două puțuri, instalații electrice la cele două puțuri, vin vreo 3 miliarde. Adică, proiectantul a zis să cheltuim acești bani, astfel încât statul să nu ia acești bani. Rămânând încă 2 miliarde de 200 pentru betonare, drumul de la acces rezervor Coman și la Vreșești. Deci cu toate sumele, 4.800 plus 5.300 plus 1.000, toate vedeți că dacă să fac 16 ani, dacă vreți să solicitați, sumele din corectă reală pe memorul justificativ. Adică, important este ca statul să nu ia acești bani. Întrebări referitor la acest punct. Dacă vedeți, devizele sunt diferite, sunt două devize la fiecare punct, un deviz general actualizat, da? Și un deviz de rest de executat. Dacă cel de-al doilea deviz, se vede, sunt 9 coloane, primele 3, 2 coloane, prima coloană este o adunare a coloanei 4 și 7, 2, 5 plus 8 și
Ce s-a decontat de asta, ce s-a decontat, adică puteți să verificați acel deviziune, este executat. Adică, în esență, 16.600.000 mai avem bani pentru alimentarea cu apă. Și trebuie cheltuit astfel încât statul să nu ia bani. Racordarea, branșamentul la apă se poate face dacă nu se finalizează proiectul? Nu. Am făcut adesea către minister, nu nevoie să facem acordul. Deci primul lucru pe care să facem, trebuie să facem la acordul. Deci până nu reușim să cheltuim banii aceștia, nu reușim, nu vom face branșament. Nu se închide proiectul sau cum? Nu. Proiectul poate fi închis. Poate fi închis pe anumite zone. Dar pentru mine cel mai important este să pot cheltui acești bani. Primul lucru pe care am făcut, a făcut adesea către minister ca să ne aprobe acei 16 miliarde să facem acordul. Răspunsul ministerului a fost negație, negativ, că nu se poate, având în vedere că și aici au dreptate, nu au dreptate, totuși regiunitorul a lăsat 3 posibilități, pe cât vedea minister nu consideră decât 2 posibilități. De exemplu, prima condiție este ca o autorizație de construcție, când construiești în pus prin dispoziție și anten, să fie pe același amplasament. Adică, domnule, avem același amplasament, se emite în dispoziție și anten, putem să efectuăm acea lucrare de dispoziție. Regiunitorul a ținut cont și de faptul că s-ar putea ca pe același amplasament să se mai construiască ceva în plus, să se construiască ceva în plus, dar să nu fie nevoită eliberarea altă autorizație de construcție. Ei, ministerul nu ține cont de această legislație, cu toate că articolul de lege prevede unde se precizează modificare de temă. Adică, eu aș putea să modific această temă, urechi de executat, alimentarea de poate pus la acordul. Ei nu consideră asta. Mai mult de atât. Ei spun așa, dumneata în proiect nu ai avut la branșamente. Spre exemplu, la canalizare, am avut 287 de racorduri. Ministerul ne dă voie să construim din banii rămași și racorduri. N-ați văzut că așa început să construim. La apă e o speță diferită, zice că nu acceptăm modificarea de temă, pentru că noi, pe Planul Național de Dezvoltare Locală și au și Educație, am aprobat investiția alimentarea cu apă. Nu am aprobat alimentarea cu apă plus racorduri, plus branșament. Au și ei dreptate. Și atunci suntem învoiți. O să ajungem și la următorul punct și o să vă răspund. Deci până nu se finalizează investiția, nu putem să începem branșamentul. N-am spus asta. Vorbim la punctul următor și voi zic. Da. Să punem la vot punctul următor. Punctul 3. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării lucrărilor de pe domeniul public, aferente investiții, branșare, branșamente, la rețeaua de alimentare cu apă, potabilă în comuna Sândrie. Inițiator privatul. Și acum revin la întrebarea dumneavoastră, vedeți acolo că am făcut aprobarea în mod gratuit a efectuării branșamentului, vorbind de alimentarea cu apă. E o situație foarte, foarte dificilă, în sensul că noi am depus pe anghexarine acest proiect, raportul și branșamente, 1500 de raporturi și branșamente gratuite. Vedem că până în acest moment, guvernul nu a aprobat aceste proiecte. Ei spun că vor aproba aceste proiecte. Nu știu când vor aproba aceste proiecte. Noi, acum avem, începem 3 drumuri, când sunt necesare neapărat aceste branșamente. Adică, ce branșamente facem noi pe punctul 3? Sume foarte mici. Avem corectorul principal. Exact cum a făcut la Căputizii. Corectorul principal, ne racordăm cu o mufă de corectorul principal, săpăm, tragem o conductă de 32 până la proprietatea omului și la proprietatea omului punem mufa de branșare, o mufă de închidere. Să putem să asfaltăm, astfel încât să putem continua aceste branșări în mod gratuit. Dacă în momentul când vine Angel Salin și aprobă aceste, lucrările se vor desfășura în continuare gratuit pe fiecare cetățean. Adică, întrebarea dumneavoastră e ok pus în sensul că, dom'le, poți să dai drumul la acordul. Eu aș putea să dau drumul. Spre exemplu, cineva să facă neapărat acum, trebuie să dea 30 milioane. Îi punem un apometru, nu putem să lăsăm. Acum este sus. Și sunt 200 de tone. Cât ai să consumi?
Adică dacă cineva are 30 milioane acum și vrea neapărat să se branșeze, branșează-te, domnule, 30 milioane. Ca să nu spună pe urmă, domnul primar, vedeți, în august vecinul meu a făcut gratuit, iar mie mi-a luat bani, să se înțeleagă, nu iau bani la nimeni. Așteptăm să vedem ce se întâmplă până în iunie. Noi ne facem activitatea, adică tragem conductarea. Încercăm să tragem conductarea. De ce spun? Noi avem prin bugetul local pus pentru acest proiect 3.700.000. Dom'le, dacă cheltuim din bugetul local 2 miliarde pentru asta, tot pentru locuitorul comunei Sâmburene. Adică... Dar e un avantaj. Problema va fi alta. În momentul când, să zicem, se apropie în august, da? Aceste branșări și raporturi, spre exemplu, branșamentele sunt 1.100 sau 1.200. Problema va fi atunci. Noi nu o să putem să facem toate, să zicem, aceste branșamente. Ei, diferența aia de, să zicem, cât costă, 500 de lei. Nu o să fie gratuit sau o să fie gratuit. Dacă nu o să fie gratuit, atunci ce se întâmplă cu cetățeanul care va trebui să facă el din banii lui? Și atunci va trebui să suplimentăm acea branșare pentru toți locuitori pe distanța aia de 3 metri, astfel încât fiecare cetățean să fie într-un mod de echilibrat ca și cheltuieli față de vecinul lui. Adică nu putem să favorizăm pe cineva sau pe altcineva. Adică nu putem. Asemenea, avem o situație, de exemplu, la canalizare. La canalizare nu știu câți bani mai sunt acolo rămași. Nu știu câți bani vor rămâne. Vom continua cu branșamentele. Vom continua la coduri. Vom continua la coduri doar pe instituțiile și pe persoanele care au grupul sanitar în casă. Adică cum să mă duc eu să mă duc să-i fac acum cu Dumitru racord de canalizare dacă el nu are bani în casă? Adică n-ar fi ok. De ce spun asta? Pentru că stațiile alea de purare, e purare 100, 200, 200, 200, ea să funcționeze, aia de 100, trebuie să am 280 de oameni la acordațiile alea. Și atunci, nu știu dacă găsești din totodată 280, eu nu pot funcționa cu aia de 100. Și atunci, eu trebuie neapărat să fac acele 280, astfel încât să pot funcționa. Pe cei 280 s-a stabilit un consum mediu, nu? Stația de 100. Nu, ați spus 280, dar de exemplu dacă sunt 100, dar cu o capacitate mult mai mare de apă reziduală sau de... Da, ei au făcut un pe 280 de bani, da. Au făcut, cred, o medie de locuință. De dar ei nu fac, de exemplu, se ia în medie 3-4 persoane pe casă. Adică nu poți să iau un cadru acolo, un demn de apă. Adică nu poți să dai drumul dacă nu ai un anumit consum. Aia va fi o problemă mare cu canalizarea, pentru că nu, va fi o problemă. Noi am făcut, să știți, la canalizare am făcut 4 verificări, totul e ok. Am scos 28 de tuburi. Au modificat, au luat, adică e ok acum, să știți, de toate punctele. S-a remediat și pe vala cu... Atât la mine s-a remediat. S-a remediat? Aia 100 de metri, nu. Parcă am văzut... Nu, la mine aia 100 de metri, nu. Tata mai e la mine 100 de metri, cu s-a remediat 600 de metri. Și ce să spuneți că va fi o problemă? Când se vor racorda cetățenii. Și vor mai fi o problemă, în sensul că... Că minerale sunt foarte adânci. E un inconvenient al cetățeanului, zic că, doamne, mă, sunt 2 metri jumătate. Știți ce am pățit pe cămputiții? Până urma sucuri, cum se face așa? S-a luat după unul, după din. Da? În dreptul dinul, loc sunt... Deci, căminile sunt la 2 metri jumătate. Da? Distanța este 4,50 m. Da? Diferența de nivel era 20 cm. Dacă căminul ăsta are 2,50 m adâncime, diferența în metri, 2,50 m, da? Mă duc la 2,30 m, logic, minus 20, 2,30. Mai dai o cădere încă 10 cm, trebuie să duc la 2,20. Și mi-l-a pus la 1,40, 1,30. Câteva case aici la din. Și zic, bă, dar de ce mi l-ai dat așa? Că nu înțeleg de ce. Adică raportarea în cărmin nu s-a făcut la bază, s-a făcut mai sus. Înțelegeți? Și îi zic, tu când ai pus cărminul ăsta, ai calculat fundul gădirii din iarăi, grupul sanitar, tu ai căderea până aici, dacă omul din fundul gădirii are 80 de cm diferență de nivel, e bun jos. Exact. Și de ce nu am luat de ce? Că din a zis că el nu s-a apărat 2,5 m.
Ce treabă are el cu populația? Dar nu, dacă treaba de lui e ok. Întâmplător e bine, că am văzut la papușa. Da, ce treabă are constructorul cu populația? Dar trebuie să facă niște reguli. Trebuie să-și facă un calcul, să-și facă cum. Dar m-am dus și am măsurat. Am măsurat, am făcut un nivel, totul e ok. Sunt căderi de 30 cm pe o distanță de 4 metri, e ok, e chiar foarte mare. Dar e ok, să știți. E bine. Să-și pună, să-și pună domnul Cercelar pompe de fosa lui să vingă. Exact. Dacă i-a trebuit așa. Da, exact. Da, și bun, asta, dar restul... Da, e o raportare, dar totuși... Dar nu vreau de 5 case. 5-6 case care zic că se racordează. Foarte puține case. Adică... Sunt cetățeni care zic că n-au, exact cum spuneam primul, nu dispun de baie, dar primul să se recordeze. Da, sunt când duc ese. Sau zi. Da. Au ei... Dar pe cine intră? Pe cine a fost, n-a fost mai ăsta, să eu știu cine are mai intrat sau de nu. Da, știți că se vor acorda. Și văd că nu am unde să duc apa și atunci sunt nevoiți. Domnule, de ce? La canalizare e gratuit. Vreți să-mi spuneți că toată Valea Bisericii cu case una și una nu se vor racorda la canalizare? Doamna, toate casele noi, păi, urmează și noi în apa. Aici noi suntem puțin în contratim. Va veni și apa, dar acum este o jumătate de ani. Deci dumneavoastră, acum, sincer. Iar sunt... case care au fost septice ecologice, destul de... Sele, ale, dacă sunt ale, da, dar foarte puțin spune acolo. Întrebi domnului la care el știe mai bine decât mine. Domnule, de când s-a montat, doar s-a montat, chiar dacă nu s-a dat drumul la apă și la canalizare, valoarea pământului din Dragoian, însă noi, s-a dubrat acolo. Țineți minte aici, s-a dubrat când un pământ rașosea. Se cumpăra, nu s-a cumpărat, nu, nu, din 50-60%, se cumpăra cu 10-12.000, s-au ajuns să se vândă cu 18.000. Am dreptat și mai mult. Și mai mult. Deci, în realitate, nu știți de cine vorbesc. Adică, gândiți-vă că dacă te mai și la acordezi și mai dă drumul și la apă, dar dacă aveți de cumpărat pământ ceva, cumpărați acum. Și mai mult de atât. Acum am cu bucurie pe care vă spun, vedeți? Banii sunt pe an pentru sistemul de gaz. Deci proiectul este aprobat, ca să știți. Deci proiectul de gaze pe Anghel Saline, ceea ce am rămas eu uimitor, acele proiecte, 105 proiecte la nivel de țară, pentru prima dată când statul a fost ok. Știți că noi mai avem un proiect de drumuri, pentru prima dată când statul a fost ok. Domnule, dacă tu ai cheltuit atât de mulți bani, 3 miliarde pentru acel proiect, ca să faci. Proiectanți și-ai cheltuit atât de mult bani și este elegibil și proiectul este bun. Fă-mă tu ca stat ceva să-l finanțezi. Este pentru prima dată când acest proiect de pe POIM este preluat de stat, de programul Anghel Saline. Și că județul Bacău sunt doar 5 proiecte. Deci avem finanțare pentru gaze. 6.400.500.000 de euro și cu ajustările necesare că probabil da încă 4.6.20.000 de euro și acest sistem de gaze cuprinde toată comuna și stufu și tot 56 de kilometri. Bravo, se reușește, da? Multă muncă, dar se reușește. Eu totuși, cum știu, inima tot mai stă puțin agățat așa. Totuși se reușește, dar stă puțin agățată, să știți. Adică e o valoare foarte mare. N-am văzut niciodată că statul vor prelua aceste proiecte de gaze. Vor fi foarte greu, pentru că, de exemplu, zona mea, ai și cablu, ai și apă, ai și canalizare. Păi că, pentru că, nu e mai bine sistemul ăla de gaze. Bă, de ce, mă? Bă, e o șansă. Stai o șansă. Exact. Dar gazul este subteran? Și așa, și așa. Dar că puteți, m-am gândit, tai șanțul. Ce că-i bună? Cum prin șanță? Nici o problemă, nu? Nu-i ca la apă care a adunat. Gază, cum o să gândești? Gață și nu îngheață gază. Poate? Nu îngheață gază. Nu îngheață. Da, da. Și la voi, la Stufu, vă dați seama, 6 km de aici, peste deal se duce. 2,7 km, parcă zis. 2,7 km. Peste deal, trece? Da, da. Peste deal, nu îngheață. Îl prim pe mână. Îl prim pe mână, da? E foarte bine. Tot folosim gazul. Dar e vreo de bătălie.
Să știți că e apă. La cât a crescut și toate resursele energetice se cam echilibrează. Deci atât de de la ce este de acolo. Deci branșamentul, scotele branșamentului apă. Deci facem legătura de la conducta principală până la proprietate, dacă ați văzut la un câmp utisic, până la proprietatea omului și punem o muflă, închid, o muflă, o fidel. Astfel încât așteptăm ce se întâmplă. Știți cum facem? Noi stăm și noi, așteptăm. Așteptăm. Ce se întâmplă? Aprobă? Nu aprobă? Dăm drumul? Nu dăm drumul? Stăm și noi să vedem. Când te duci la omul și spui că trebuie să-l costi 30 de milioane, amețești. Adică? Ați spus că dacă dorește cineva să branșeze acum, poate. Legal? Noi cam legal, nu cam legal, trebuie să punem un apometru, trebuie să punem un apometru să vedem apa pe care se consumă, adică e legal, adică e așa și așa. N-am înțeles. E așa. Poate sunt oameni dispuși să cheltui 30 de milioane acum, să nu aștepte vara, să știu. Da, cum? Dar eu știu că trebuie referiți. Da, dacă sunt oameni... Nu, că poate sunt oameni puși în situația faptului în care trebuie să facă o fântână acum, au nevoie acum de apă. Deci, toată asta sunt. Deci, la coruri și branșamente, la alimentarea plașcarea, se face pe baza autorizației de branșare. Pe baza autorizației de racordare. Adică, în zona aia, exact cum este curentul electric. Tu te racordezi la rețeaua electrică, dar există. Exemplu, noi am întocmit acest proiect de la coruri și branșamente. Așa. Ei, legea ce spune? În vederea execuției de la coduri și brașamentului beneficiară, adică noi, nu, autoritatea contractantă beneficiară va efectua lucrări cu avizul administratorului drumului. Fiți atenția ce? La drumul național și la drumul județean nu putem efectua racorduri și branșamente decât dacă avem avizul de la drumul național și la drumul județean. Pe când, în celelalte sate, Coma, Verșești, putem efectua aceste lucrări doar dacă există apă, este procesul doar de recepție. E situația e cam ciudată. Așa, dacă cineva are nevoie, na, orașul, nu pot să zic în orașul, na. De exemplu, este acuța de la primărie. E nedumptă că nu are apă. Nu mai este apă acolo. Zona nu mai este nedumptă, e zona voastră. De la fântă? De la fântă? Unde? Nu mai avem apă. Unde la apă? Noi acolo? De rău. Dar cum să nu avem apă în țară? Dacă vă spun, nu ați văzut butaie. Păi nu, dar noi avem apă acolo, eu am spus la suprafață. Ne-am dat izvoare. Izvoare și mai mărit de toxele. 6 milioane. 9 în curte și 6 de să nu plățești cum am plățit eu, cum mi-au luat izvoarul vecin. Ce scandal. Am dat ție chestii ciudată. Dar cine l-a învățat, l-a învățat. De exemplu, am avut un izvoar foarte bun cu apa la suprafață. Vecinul domnul Manorache, la 5 metri de puțul meu, în pământ uscat, a săpat un puț. În pământ uscat. Pitea până era. Cu ea s-a pus. Da? Toată apa din izvorul meu și-a făcut loc prin pământ și a venit în puțul lui. A găsit un spațiu gol mai adânc. Nu, și s-a făcut o chestie de presiune. A găsit aia și era asta. Era un schimb de presiune. Am noroc, izvorul meu a stat atât de puternic, că acoperă necesarul și pentru mine și pentru el. Dar numai că, Vasile știe, eu dădeam numai la robinet și zoveam în ogadă 3 ore, acum după o oră nu mai am. Păi nu, când ajunge la nivelul care îi duce la el, nu se mai duce. Ei, acum eu fac și eu. Eu făcut, eu fac și eu. Mă duc puțin mai la deal, de izvorul meu, și fac eu o goată la 2 metri. Să preiau toată apa. În locul ăsta, ia? Aveți treabă. Aveți treabă. Dar ce să fac? Este un izvor mai sus. El nu a fost să se ducă la izvorul mai sus. Adică, mai avea încă 200 de metri mai sus. Nu mă la izvorul de sus, nu mă deranjează nici pe mine. El nu s-a dus la izvorul de sus. L-am pus în aer pe sigur. Da, să pune seama. Până la vot 2.3. Cine este pentru? 100%. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de decontare a lucrărilor ce se realizează către parohia romano-catolică Sfântul Ioan Paul al II-lea. Sândurei. Inițiatorul primarul comunei. Aici e o situație pe care
Deci, pe teren, a efectuat cheltuieli pe materiale de 700 de milioane, 716 milioane din luna iulie a trecut, sau nu știu, august, nu știu. Noi, prin proiectul de buget local, am aprobat 50 de mii de lei. Da? Dumnealui, el a plătit manovra cu toate lucrările astea, e ok. Zice, domne, plătiți în facturile astea. Cât puteți din facturile astea? Din 716 milioane, noi avem 50 de mii de lei. Dar nu putem să-i plătim toate materialele. Nu pot să-i plătesc decât toate materialele. Adică, băi, explica sfârșit, nu putem plăti toate materialele, având în vedere, na, domnul secretar știe, din suma aia de, din sumele aia de 700 de milioane, putem să-i plătim doar 340 de milioane. 34 de mii de lei. Iar acești 34 de mii de lei, putem să-i plătim doar cu dispoziție de șantier. Adică, pe proiect, pe branșă, avea polistiren extrudat de 5, extrudat de la mai tare, da. Iar dumnealor a pus polistiren expandat de 10. E ok, nu e nimic împotrivă, dar pe proiect aia, și atunci trebuie să-mi dea proiectat o dispoziție șantier și e ok. Ca să știți, deci din 76, 34 restul, să cumpere părintele alte materiale necesare pentru biserică. Adică, știți cum este? Na, o să vă spun la sfârșit mai mult. Ok. Păi și dacă noi îi aprobăm 340 sau... Deci, e ok, adică... E ok, e ok, 34, dar cu condiția să-mi dea o dispoziție șantier. Asta e responsabilitatea primarului. Înțelegeți? Adică din 74, dacă l-am dat la aia, este responsabilitatea primarului. Ați înțeles, pe planșă era... Nu știu ce-o tot. Să pune la vot punctul 4. Cine este votul? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Săruleni pentru ședința adunării generale a acționarilor SECEA SECE, Compania Regională de Apă, SA, din 25.05.2002, inițiator primarul Comun. Da, aici o să vă prezint de două secretari. Nu vorba de o dată de care va avea pentru ședința de data de 25.05.2002. Și pe mine de ce au reprezentanții de la CRA, adică și instituția noastră, a programat legislație financiare anuale, a pădurare planului financiar așa de CDC pentru anul 2023-2026, aprobarea raportului anual al administratului CFTCIN, aprobarea repartizării provizii al CFTCIN 30 și financiar 2021, prezentarea raportului anual al Comitetului de Înversare și Remunerare Constituit în cadrul Consiliului de Administrație, prezentarea raportului anual al Comitetului de Audit, și în puternicirea persoanei care va îndeplini informațiile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunărilor generale la Registrul Comerțului. Deci, astea sunt ordinea tesii. Deci, exact și orice societate sau ca și în orice instituție publică, deci astea sunt documente care trebuie să fie aprobate în urmă. SRL, cu asociat unic Comuna Săndurâni, inițiator prea Comunului. Aici e o situație care e ok, din punctul meu de vedere. De ce vrem să înființăm această societate? Indiferent de situație, tot îți trebuie o societate de mentenanță pentru apă și canalizare. O societate micuță. Tot îți trebuie o societate, oameni să zicem, societate, oameni, noi nu am avut pentru spații verzi, n-am avut pentru salubrizare.
n-am avut pentru de 10 zile, doar cu ajutorul social. Vrem să ființăm această societate care să fie sub ordinea Consiliului Local pentru bașamente, pentru dezebezire, pentru spații verzi, pentru împrăștearea insibu prin sat, iarna și alte activități de construcție. Nu o societate mare, că nu putem să o susținem. Da? Măcar 2 angajați. Măcar sau cam la ce număr? Minim 2 angajați. Minim. La început mergem cu 2 angajați, să vedem care e situația. Adică eu nu pot, nu am experiența dumneavoastră cu, să zicem, cu atâția angajați. Eu nu am mai experiență. Să vedem cum funcționează. Dar plecuri și se poate face cu numai cu 2 oameni, în cel puțin 4 sau 5. Dar eu nu am experiență. Dar pentru spațiile diverse, toată primăria am 2 oameni pentru spațiile diverse. Dacă vreți să fac și întrezină la rețeaua de apă și canalizare și așa. Dacă lucrările de nici prin sport. Situația este foarte grave. În condițiile astea au trebuit să fie specializat, să aibă anumite calități. Și atunci nu o să fie altă, încadrare o să fie altă și nu o să fie altă. Pe construcții. Pe construcții. E bine. Asta e... Bun, și va tăia și iarba, va da și cu... Găsiți un... Cine vine? Să vedea dacă putea. Adică, pe construcții, pe... Vedea cum există să fie. Dau un exemplu. Pe exemplu, Nelu Matei și Nelu Vasile a făcut un cap câți metri de el? 100. 100 de metri. Am cumpărat material de câți bani ați dat? 250 de lei. Am cumpărat material de 250 de lei. Mă am operat cel legal, tot costa 200 de lei ce de făcut. Corină? Noi, după ce facem capul de acela de la intrare, sau? Vedeți, îmi spuneți niște lucruri pe care eu nu vreau să le spun la aceste lucruri. Sunt lucruri atât de importante acum, raportul, banșamente. Adică chiar nu am timp, chiar am prezentat acum, o să vă prezint activitatea mea, activitatea primăriei, angajați-o până în 6 luni de zi. Noi ți-o stăm în continuă licitații, lucrări, proiectare, expertize. Chiar nu avem timp de... Eu nu zic că nu sunt, dar nu avem timp. Dacă chiar acum 2 ani, acum 3 ani, eu chem pe contabilul de sus, doamna care a murit, doamna Dacă, sau cum o chema, zicea, domnule, pe zona noastră a Oneștiului sunteți primăria cu cele mai multe investiții. Adică și acum suntem tot aceea. Gândiți-vă. Da, o să vă ezit la sfârșit. Să pun la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acumulantului lunar al burselor scolare și al numărului de beneficii pentru elevi de învățământul preuniversitar din sat din comuna Sărdureni, anul școlar 2021-2022. Inițiator primarul comunei. Am venit o adresă de la prefectură dacă am aprobat în hotărâri de Consiliul Local numărul de burse și cuantumul burselor, valoarea burselor. S-a transmis o adresă către comunitatea școlară privind cuantumul și câte dosare sunt și valoarea. Iar valoarea este dată de ordinul ministrului. Deci nu este, nu sunt modificate aceste valori. De exemplu, buse de merit 27, ca să știți, e de unitatea școlară. Adică dacă cineva întreabă, că primăria nu are nicio treabă cu aceste buse. Da? Doar o aprobăm în HCR, iar valoarea este dată de ordinul ministrului. Nu știu de ce, dacă aceste valori, asta am întrebat pe doamna director, și am venit tot eu în completare. Dacă aceste valori sunt date prin ordinul ministrului, de ce în cer nu e hotărât de Consiliul Local? De ce? Ministrul a lăsat prea bună hotărât de Consiliul Local privind mărirea acestor valori, cuantumului de burse. Ei, noi nu am mărit aceste cuantumuri pentru că unitatea școlară din Consiliul de Administrație ne-a fost teamă să mărească aceste cuantumuri. Adică au avut de la inspectoratul școlar un mod de calcul și fiecare director pe bună știință a respectat acel mod de calcul. Adică, domnule, dacă ministrul spune 2 lei de nu știu ce, respectăm acele valori. Burse de merit 27, eu sincer să fiu, nu știu ce înseamnă burse de merit, că nu am mai studiat, probabil 10, între 9, 50 și 10, sau 9, 90 și 10. Da? Burse de studiu, burse sociale. Iar aici, pentru burse de performanță 500 de lei, da, bursa de performanță fiind nota 10, 200 de lei pentru burse de merit, 150 de lei pentru burse de studiu, iar 200 de lei pentru bursă de ajutor social.
Adică această apă este întocmită pe baza normelor și a indicațiilor date cu normelor, nu norme impuse, noțiuni introduse sau de ordinul ministrului, iar doamna Tinescu a respectat hotărârea din guvernul 1094 cu ordinul, normele metodologice de aplicare. Adică nu avem ce obiecta sau comenta la aceste sume. Supunem la vot punctul numărul 7. Cine este pentru? 100%. Punctul 8. Proiect de hotărâri privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție tip rezidențial al persoanei cu handicap. Inițiator primarul comunei. După câte știți, este obligația instituției noastre pentru cei care au nevoie pentru a fi instituționalizați, așa că cei de la Consiliul Județean au transmis în teritoriul pentru toate lucrurile, cu de modelul de contract. Deci nu cred că aici poate fi vreo problemă sau tot discuție de ce această situație. Deci contractul, modelul de contract se aprobă. În momentul în care l-a aprobat un AT, atunci persoanele din cadrul AT-ului care au nevoie de instituționalizare nu vor veni nicio. Pentru că vor fi niște de contract și în partea instituțională. Nu mai avem trei persoane, sunt la aici. Să facem. Aici, aici. Se pune la vot punctul numărul 2. Punctul 9. Proiect de hotărâre stabilirea costurilor medii anuale lunare pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului al persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local Sâmbuleni, Județ Bacău, la finanțarea acestor servicii pentru anul 2022. Inițiatul primarul comunei. Aceste costuri medii anuale sunt date toate către Consiliul Județean și stabilite prin hotărârea Consiliilor. După câte se știe, deci toate instituțiile de protecție sunt în subordinea Consiliului Județean, ei transmis de fie, deci ca și în fiecare an, care sunt cuantumurile pe lună și pe an pentru fiecare beneficiar care vor beneficia de acest sistem de protecție. Deci va participa atât Consiliul Județean, dar cât și noi, deci la cheltuieli. Și au transmis care sunt cheltuielile lunare pentru și așa, cum ați avut și pe comisii transmise toate sumele. Se pune la vot punctul numărul 9. Cine este pentru? 100%. 10. Diverse. Știi cineva? Domnul Gheorghe. Scot. N-aș rugăresc să spunem scotul ăsta la coșul ăsta, da? Da. Da. L-am pus să stăm și de prima analiză. Coșul ăsta, da. Dar nu e instituție. Avem instituții, da. Dar nu avem instituții. Dar coșul ăsta, da. Ați avut toată comuna, adică n-am avut nicio comună. Da, da, da. Chiar am rămas cu nimic coșul ăsta. Nu o să-mi propune coșul ăsta, da. Nu o să-mi propune coșul ăsta, adică... Nu uităm la YouTube. Nu, să nu mai faceți comparații cu alte comparații cu comuna noastră și să vă păriți cu tot. Atâta timp cât lumea circulă pe aleile pietonale cu marginea străzii, ar trebui coșuri stradale, pentru că măcar în zona mai traficată. Nu mai arunc și copilul de scoșut, nu mai arunc pe stradă. Nu știu, facem un studiu. De asta s-a mai venit odată la ședință și acum nu vreau să supăr pe nimeni cu aleii pietonale. Da. Domnule, și m-am prezentat în situația aia, că nu putem să facem alei pietonale, având în vedere, cu cărări de apă, cu cărări de canalizare, acum de gaze. Adică, veniți acum cu din asta, cu... Haideți, domnule. Da, de curățenie, ca să avem curățenie, să avem... Dar nu plăcim niște servicii de salubrizare, da? Acest serviciu de salubrizare, săptămâna trecută, acum două săptămâni, ați apropat niște saci. Acum, se pare aberat. Ce înseamnă? Cetățeanul sau copilul care ia un... Și cine ia, o să ia mizeria din aia de acolo? Coșul. Cine o să ia din coș? Vedem. Nu știu. Stabilim până la înființarea societății. Haideți, tot stabilim. O să lăsăm pe ordinea de zi, o să vorbim, să venim câți consilieri, o să aprobă acest coș și să avea. Haideți. Știți, noi avem nevoie de raportul cu aranjamente și dacă avem nevoie de coșul stradar, știți, bă,
Icaza și Babazichea. Mai, stați un pic, dar până la urmă și mărunțișurile astea fac parte tot din viața cotidiană. Fac chiar dacă faci lucrurile mari. Dar gândiți-vă, dacă eu acceptam aceste arii pietonale care mi-a scris dumneavoastră, gândiți-vă, ce situația era acum? Adică aș fi cheltuit 100 de mii de euro și acum ar fi scos scoase iar din nou. Înseamnă că, na, așteptăm proiectul de gaze, nu vom vedea în... Nu știu, acum poate avem speranțe de viață mai mare, dar unii sau alții nu vom gândi niciodată, nu? Ceilalți ce fac? Ceilalți care nu au rețelele astea de canalizare apă și totuși au alei. Ce vor face când vor implementa și celelalte servicii? Când vor face raportul sau știu eu, vor înființa rețelele? Nu am acces, scuzați-mă. Celelalte comune, nu dăm exemplu celorlalte comune, sunt comune care au alei pietonale, da? Dar nu au rețelele astea din utilitățile, canalizarea, apă, știu eu, gaze. Ce vor face în momentul în care vor obține un proiect? Eu am înțeles întrebarea. Probabil vor trece în proiect și readucerea la fază de începerea lucrării, la faza inițială în care s-a preluat. Adică vor sparge, vor lua, vor pune înapoi, se va trece în proiect. Proiectul va avea o valoare mai mare, dar se va beneficia de lucrurile respective. Deci este foarte ușor să puneți în întrebări fără să aveți o bază legală. În primul lucrare pe care se face trebuie să ai un termen de garanție de 5 ani, 2, 3, 4, 5 ani. Nu cred că niciun instituție de control ar aproba o lucrare acum de pietonare și pistonare zic s-o strânge. Nu există acest tip de finanță. A doua lucru, dacă dumneavoastră, domnule, credeți că ați mai făcut o chestie de asta și eu v-am spus că nu se poate. Atunci când ați venit cu oamenii în câmpul tine pentru pot și a zis nu pot face podul până nu se termină procesul. Țineți minte. Dumneavoastră acum, inițiați acest proiect pentru alee pietonală sau pentru orice. Iar dacă Consiliul Local aprobă, eu nu am nimic împotrivă. Adică veniți cu idei, cu proiecte, doar de dragul de a le spune. Nu, domnule, veniți, inițiați un proiect, sunteți consilier local, vă rog frumos inițiați. Domn primar, inițiați un proiect, alee pietonală în loc. Dacă Consiliul Local aprobă, eu nu am nimic împotrivă. Trebuie să înțelegeți un lucru. Dar țineți minte cu puntea. Nu se putea până nu se termina procesul. S-a terminat procesul, imediat s-a terminat. Și nu-i devine numai domnul primar. Nu este o vină. Statul din 2010 până în 2014 n-a dat un bani pentru alimentarea cu apă. Deci nu au fost acolo. Adică era PDR-ul din 2010 până în 2013 n-a dat niciun bani. Se numite că în 2013, prin august, septembrie, a venit cu o sumă de bani atunci de 4 miliarde. În 3 ani de zile nu s-a dat niciun bani. A fost o pauză care, de exemplu, de la prima țeavă a adus până la face ceva. Da, alte întrebări. Atunci să vă explic eu. Este foarte simplu să veniți cu cărți. Ați spus încă, chiar am vorbit de foarte mult timp, să amenajăm sala asta de ședință cu un birou și niște scaune. Da. Asta chiar s-a discutat de foarte mult timp. Și nu de mine, nu inițiat de mine, dar n-am avut discuție și de o parte și de-o. Sincer, eu vă spun sincer. Nu am avut. Deci, prima să dorim până acum, uitați-vă, ce-a făcut noi în 4 luni zile, probabil că mine fac în 4 ani zile. Da? 1. Expertiză drum TISA. Ca să putem să începem lucrarea drum TISA. Proiect de intervenție drum TISA. Proiect tehnic de acord și branșamente drum Sandurem. E comuna Sandurem. Proiect drum Verșești început. Expertiză Verșești cu scoama pus Sandurem pentru drumul de acces proiectul de la drumul de la grădiniță. Contract licitație cu grădinița din partea aia, iar a început lucrările. Proiect de betonare putul de la Confutiții. Licitație și contract încheiat cu firma la Ford Service pentru betonare. Contract la Confutiții plus contract de branșare, zona asta din Confutiții. S-a terminat, acum a început alt contract pe intervenție.
contract cu BVA, licitați 2,5 oameni buni, foarte simplu, sunt solicitat niște lucruri mărunte. Eu le fac și pe mai multe. Contract BVA, 2,5 de licitație. Contract terens pot având contestație la CNSC. Firmă, unde am avut contestația CNSC, salarii, unde s-a încheiat, vineri se încheia contract cu firma Agro Solution din Târgu Mureș. Contract de canalizare la strada principală. Contract de copertare în Câmpul Tisi, studiul Geo Verșești, expertiză drumul Verșești care se continuă la deară, aviz drumul național și drumul județean pentru raportul și la drumul național încheia contract, aviz protocol drumul județean și consiliul local de plăloare a suprafeței de la drumul județean. Voi, deci, atât de multe lucruri s-au făcut, încât... Am înțeles, domn primar, dar totuși pentru achiziția biroului ăsta se ridica cu SEAP sau să cereau oferte de preț, veneau firme, făceau oferta de preț. Și să alegea ce nu era simplu, adică nu... Nu între biroul meu aici, dar spuneți dumneavoastră ședințe, și se încheie un contract pe un teren de sport în care beneficiază toți copiii, am preferat terenul de sport. Dar nu trebuia să vă dedicați timp pentru asta, vreau să vă spun. Nu trebuia dedicat timp pentru achiziția biroului. Păi cum să fac? Nu era pierdere de timp, doar să mă dedica cererea, să cerea ofertare, cereați o ofertare, veneau firmele, făceau ofertarea și sau să ridica pe SEAP, făcea achiziția SEAP. Dumneavoastră vedeți cât a făcut femeia de la viziție? Dumneavoastră vedeți că ea toată ziua a avut timp să mai facă și altceva? Vediți-vă ce a avut de aici. Vediți? Să ridici cu SEAP o cerere, nu? Gândiți-vă cât a făcut, câte lucruri. Eu am înțeles, s-au făcut foarte multe lucruri importante, dar și lucrurile mărunte stau și ele fac la... Da. Adică... Asta era, dar nu era un... Dar nu zic că nu. Era din răutate. A fost pur și simplu întrebare și noastră mi-a spus că n-ați avut timp, sau n-ați... Da, nu, mi-a spus chiar n-am avut timp. Eu v-am răspuns sincer și nu v-am răspuns blocat. Sincer, n-am avut timp. Adică chiar simplu n-am avut timp. V-am arătat câte. Venea cu domnul... Nu, dar e ultima cerere ca Dumnezeu sau... Dar chiar trebuia să spun. Dar nu mai e. Nu o să mai vin cu nică idee. Dar chiar trebuia să spun. Vreți să te trageți de urmă. Dacă venim și noi cu... Dar nu putea să spune. Dar suntem la aceeași echipă. Suntem la aceeași echipă. Eu știu că, eu când mă duc la un consiliu județean, stăm din vot, nu cu președinte de aceea. Trebuia să sunteți cu alții județe în echipa mea, chiar mă sunem. Dar eu mă sunem la altcineva în țară. A, și de asta avem și undeva. Nu, dar am venit cu ceva la... N-am spus ceva. Dar am venit cu ceva constructiv, nu am venit cu ceva destructiv. Dar n-am spus asta. Eu totdeauna așa spun. Suntem în aceeași echipă. Dacă nu adică de aia nu dau bine la echipă, nu le trag. Dar n-am spus asta. Nu. Dar n-am spus asta, domnul Ciotă. Nu am spus asta. Dar eu așa, din punctul meu de vedere, echipa pe mine discută. Foarte frumos. Dumneavoastră să faceți din altă echipă. Chiar mă gândeam să faceți parte din altă echipă. Nu. Adică n-am venit niciodată. N-am făcut și nu... Da, am vreau să spuneți. Vă rog, n-am un poate pe dar nu. O să spuneți, de unii că sunt dumneavoastră finanțate în aceste coșuri stradale. Având în vedere că toate cum s-au făcut bănci, s-ar putea face și alte. Cum se face? Cum s-au făcut bănci, s-ar putea face și alte. Dar bănci sunt făcute cu ajutorul social. Da, dar nu ați înțeles. Cum să? Se poate construi aici. Cine? Păi cine se reconstruiască? Am avut o comunitate atunci când am avut niște băieți condamnați la forțul comunității. Am avut noroc. Eu am zis că, cum a zis dumneavoastră, în timpul sat, societatea, SRL-ul. Da, bine. Aia, da, vedeți. Am venit și cu ei. Aia, da, acum. Da, atunci am venit să facem ceva. Deci, doamne. Eu chiar nu aș spus ideea asta. Dar sună bine să pui coșuri stradale, să ai unde să arunci gunoiul. Dar nu trebuie făcut astăzi, domnul primar. Cine ți-a asta? Trebuie făcut astăzi. Vă aveți în băzea care vrea să ți-a poșul stângă. Nu, rog prețul, nu? Pe cine stângă? Pe cine? Cei care mai angajați SRL-ul. Am rugat că am ființat soțul. Cum aduc asistență socială cu noi? Cum aduc asistență socială cu noi din sat de alu? Așa, vă putea face și cu câteva. Asta social mai bine. Știți că câți sunt noi avea? Am dat și
Așa cum ați stat în social. Poate să fac ei, odată ce se pătură, când vine mașina de gămâne, înainte, ca curăță corul. Dar eu dacă am sap acasă, pentru ce? De nu zic că nu dă apă. Nu, 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 îl consumă pe marginea drumului când merge spre casă și unde la muncă. Fie îl ține în mână, fie îl ține în mână și îl duce acasă să-l arunce la sală cu noi, fie la rândul jos. Aveau să-mi spun ceva și aveau să spun ceva și chiar stau și mă gândesc că o comună, doamne, sunt comune bine dezvoltate, cu oameni bine, cu domnul de la Măgirești, cu mine de la FNM, dar sunt și comune care, ei, comunile alea care nu sunt atât de dezvoltate. Am încercat noi să ne apropiem de ceilalți și cred că i-am ajuns pe unele comune. Au pus accentul pe lucruri astea mărunte. Încercați să puneți un accentul pe lucruri mari, pe lucruri mărețe. Lăsați-le astea mici. Cineva se căuta că au niște din astea de autobuz. Pentru mine nici măcar nu m-a interesat acele de autobuz. Nu m-a interesat proiecte din astea de amvergură, proiecte din astea mari, care să vină în sprijinul cetățean. Adică ce gândiți vrea să spui din astea de mari? Nu zic că e ok și ăla, nu zic că nu e ok. Dar proiectele astea mari de amvergură. Domnul, dar sunt, se fac lucruri și mari și mici la rândul lor și astea nici au importanța lor. Eu o văd, așa o văd eu, nu neapărat să fiți de acord. Mai sunt de acord, dar știți în ce condiție? Am alei betonat, când omul se primă pe alei betonat. Oricum mergi pe zonă, eu îi merg pe zonă. Atunci ar trebui să punem la fiecare casă coș. Nu la fiecare, mai stâlp, luăm autorizații, luăm și stâlp ăștia. Ce se vrea autorizații la eu? Încercăm. Să stâlp. Și cine ia mizeria de tot? O să fie coșul pâine de mizerie. Mizerie lui S. Răstoarnă. Lăsă Răstoarnă. Doamne, dacă eu... Nu, dar chiar dacă sunt șanse, e mai ok? Nu. Măcar în zonele astea mai... Nu, no, mă, dar ce e ok, de uite cum se pe aici. Aici am cer, doamne. N-am spus, bă, aici. N-am spus, aici. În fața pâinei este pus. Mai avem încă 20, n-am spus, la școală este pus. Deci nu comentăm în zona asta de centru. Dar lasă pune o ghizunie acum. Mă gândesc, mă gândesc, pune de ce? Puneți la școală, la biserică. Dar se pune de acolo. În stradă? Nu urmim la urmă. În stradă, să fie la fiecare an de zisul. Stop! Dar este dincolo de coadă. Este dincolo de coadă, mai mult care. Asta dacă ați vrea, că nu e după. Păi și neapărat trebuie să avem. Îți pline șanțurile. Păi spune, domnul Giorgia, nu vă supărați din televiziunea. Mi-a spus greze și mi-a tatuat un coș pe mamut și am închis 20 voi eu grezia. Adică nu vă supărați acum. Îmi spuneți de coșul legă că dumneavoastră nu mă respectați legea. Chira din duce frunzături de aia. Și eu cu bun simț, zi-mi el. Ăsta, Liviu îmi duce și îmi răsoare și mă duc la acolo. Adică dacă eu nu spun că unul aruncă în ea, respectat și mi-a spus că nu ce-o eu trebuie să mă gândesc ce faceți. Unul se duce, nu mai spus, se duce cu fost așa aia. Îi zic o dată, două dintre ele, băi, nu mutați rău. Păi mă am închide ochii, că-i băia cu bun simț. Păi atunci, ce facem? Adică putem să venim cu idei din astea. Da, domne, hai să combatem pe urmă. Dar prima dată, respectați dumneavoastră legea. Regea. Nu avem voie să luăm peșteul din aia, nu avem să ducem aia, nu avem să ducem aia. Știți că era să iau 200 de milioane? Zic el, câți bani era să iau la mine? 200 de milioane. Pentru ce? Pentru că a dus cineva acolo pe grundul niște, nu știu ce, și-o venit directorul de la Garda Mediu. Haideți prima dată noi să ne compozăm, să ne schimbăm ca atitudine și nu să vorbim din asta. Haideți de vorbă. Era discuția, era doar pornit de la idei, nu că va acuza cineva să facă. Era ca o idee să încercăm să facem coșurile astea. Ar fi o idee bună, nu? Deci nu a venit cineva să vă acuze pe dumneavoastră. N-ați înțeles. Eu așa am perceput-o, că am fost și eu în ședință acum. Așa am perceput-o. Foarte bine. Asta e început-o bine. Dar eu văd lucrurile astea constructive. Adică, și v-am spus, nu cred că se poate acum, așa timp când noi avem alei municipală. Da, ok. Dacă dumneavoastră, domnul George, vrei să inițiați acest proiect, n-am nimic împotrivă. Puteți să-l inițiați. Eu sunt execut ce se apă în Consiliul Local? Niciodată n-am spus nu.
Dacă dumneavoastră, spre exemplu, primul ce l-a autorizat în vostru, spuneți nu. Îți dăm investiția, nu mai face nimic. Dar cine de vor să... Păi, dar cine? Primăria Sărbureni are o lucrare acum de 30 de miliarde. Da? Cum să-mi permit eu? Să iau din aia 30 de miliarde, că unde s-a efectuat un studiu de oportunitate, să construiesc acum eu coșul din 500 de miliarde. Da, 500 de miliarde. 500 de miliarde. Când eu nu am banii aia 30 de miliarde, am 29 de miliarde și îmi trebuie 32 de miliarde. Deci dumneavoastră, sunteți unde afaceri. Dom'le, mă închid cât pot, dacă n-am bani, nu o să fac alte cheltuieli. Adică nimeni nu a ținut cont de toată lumea. Eu un drum de 2 km jumătate, 2 drumuri, 3 drumuri, 4 drumuri sau câte sunt. 1, 2, 3, 4, 4 drumuri. Deci sunt 2 jumate și 1,500, sunt 3 km jumătate de drumuri. Adică chiar mi se pare apenas să veniți cu alte idei de părgureți, de aia, că noi acum punem accent pe drumuri. Pe raportul, pe mașamin. Adică, chiar și eu aș vrea acum să fac teren de fotbal sau aia cu oraș așa. Sincer, aș vrea, că nu ne bani. Dar nu zis nimeni cu mâinile două. Domnul, am făcut o idee care... Trebuie să o discutați împreună, ca să ne în aceeași echipă. Nu se face așa ceva. Dumneavoastră, din 3 ani, zi, nu așa face. Fără tot respect. Suntem o echipă, chiar și băieții de la PNR, cu ceva discută și ei. Dar va, nu spune, dumneavoastră face singur ce vreți, nu spune. Deci, după scoia, nu se face așa. Suntem o echipă și bună. Dacă eu și când am avut ceva cu Androsari, l-am sunat pe Iulian. Că dacă cuvântul meu te-a sunat Iulian cu acordul. Dom'le, l-am sunat, cum facem? Hai să vedem că nu sunt eu atât de deștept. Nu sunt. Poate, dar poate nu. Hai să întreb altcineva și l-am întrebat. L-am sunat pe Neantor, am vorbit cu Neantor. Am întrebat cu oameni. Deci, domnul Anton, vine gază, da? Vine gază. Am întrebat la povă. Nu pătrează de la cine vine. De la se vede. Vă aduce la mine. Nu vorbim că adică la obsit în ăla, că nu se potea. Aduceți să aminte cum o zis... Noi trebuie să vedem în perspectivă. Că așa am vorbit și de canalizare, dacă vă aduceți aminte cei care sunt acolo. Canalizare, care ne-am fost de acord cu canalizare, că am fost singur. Da, da. Dar nu știu de ce.